Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu cred că vorbim prea mult despre fotbal. Sunt și alte sporturi despre care merită să vorbim dimineața. Eu am fost mare sportiv într-o vreme și mulți dintre ascultătorii noștri sunt sportivi adevărați în sensul de pescuit sportiv. Asta, se spune că e pescuit. Practic e pescuit sportiv. Te duci, stai pe malul lacului și lumea ar putea crede că este o activitate placidă, lentă. Nu, dar e complicat. Nu, este foarte mult sport și sunt foarte multe peripeții. Mai ales când mușcă monstrul și te lupți cu el să-l scoți. Oricât de mic ar fi monstrul când mușcă, știi cum îți saltă inima. Este o emoție uluitoare. Un domn în vârstă, un domn bărbat în vârstă de 36 de ani din comuna Fălciu în Vaslui. Să precizăm, a dispărut luni dimineață după ce plecase la pescuit împreună cu un prieten. De asta vă spun, sunt o mulțime de lucruri ciudate la pescuit. Pe la amiază, răpus de caniculă, a fost și foarte cald. Domnul a zis că face o baie. S-a băgat la scăldat. S-a băgat între pești. În râul prutuleț. Da. Eu nu știu cum ai, mi se pare că trebuie să ai foarte mult curaj sau să fii inconștient. Să ce? Să te îmbăiezi unde pescuiești. De în ce? Primul rând, păi nu ți-e frică dacă te pescuiești cineva pe tine? Cu acile? Păi da. Păi dar nu vezi, mă, un pom ce de... să vezi, ea? Păi tu n-ai fost la pescuit prea des. Deci în cazul în care te arunci în apă, așa, în zona în care se pescuiește, te baci la pescari. Păi cum să te îmbăiezi unde se pescuiește, mă? Păi asta zic. Păi nu, dar ăsta pescuia el acolo. A strâns undița, presupun, înainte la înseta. Și nu cred că era singur așa de nebun pe prutuleț. Eu cred că s-a dus să vadă despre ce vorba și dacă mai e ceva de pescuit. Fac un era apel misiune la toți pescarii. Să-i spună domnului Luca pe mesaj la 0728 3132, ce se întâmplă în cazul în care vreo persoană, că nu poți să-i spui om, se aruncă în apă acolo unde pescuiești tu. Amendă plus bătaie. Bă, bătaie plus dublu bătaie, zic eu. Deci revenind, domnul s-a băgat la scăldat în râul Prutuleț și n-a mai revenit la mal. Și după un timp, nu știm cât timp, amicul cu care era s-a îngrijorat. Mă, de ce nu mai vine ăsta? Ce fac eu acum? Că s-a trezit. Da, s-a înnecat prietenul. Și a sunat la o rudă. De ce să sune la unul rudă? A sunat la o rudă. Din județul Dâmbovița. Și de tare asta. Și domnul din județul Dâmbovița, probabil mai lucid, a sunat el la 112 la ce era și la fața locului au deschis pompierii, ambulanța, mă rog, echipaj de salvare, Nino Nino, astea, nebunia de pe lume. Specialiștii l-au găsit pe domnul pescar pe malul celălalt al râului, dormea buștean și era și bine matrafoxat. Deci, lasă pescuitul. Da. Și a zis că este obosit la notat. A declarat purtătorul de cuvânt al Saj Vaslui. Și am ochii roșii de la apă, că a băgat clor în apă, de-aia nici n-am prins nimic și de supărare. Băi, voi știți că notul nu e ușor. Nu e treabă ușoară. Da. Poate v-am mai povestit, dar mai povesti la radio, când am fost eu cu Vlad. Vlad e un mare notător. E, nu, sunt face mare, da. Piscină mare, după piscină. Da. Știi bine că ți-a căutat o piscină olimpică. Da, măi, n-are, țara asta n-are bazinele. Da. Adică nu mai era mulțumit, venea supărat dimineața zi, pentru că nu mai găsea piscină și așa mai departe. Am fost și eu odată cu Vlad la piscină ca să notăm. A dormit în mijlocul piscinei. Da, am intrat, era apa... așa și așa. Pluta? Nu, era un bazin în care dacă stăteai în picioare, ți ajungea, cred că avea 1,5 metri pe la mijloc. Era un bazin de la cam așa, pantă, de copii. Așa. Da, nu știu dacă era, dar avea și un culoar pentru copii. Și am fost cu zaf, hai să nu știu ce. Și eu mi-am pus ochelarii alea în urechi, caz că am plecat. Ce ai plecat, nu te-ai mai uitat în spate. Și la un moment dat, stătea în mijlocul bazinului, dar stătea. M-a luat un cârcel. Mă lase un cărcel și știi, când te ia cărcelul, nu poți să practici să te înneci. Da, 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 exact, da, okay. La 1,5 metri. Am ieșit și eu pe margine să mă odihnesc și să-mi treacă puțin cărcelul. Și am ațipit, nu mai știu. După o oră am ieșit și eu din apă, mă, asta era limba pe piept. Nu, mă, dar asta n-a dormit de fort. Așa să... spune că adormea după ce a notat. A notat în Prutuleț. Băi, a notat până pe malul celălalt, ai nebunit. Și ăstora nu prea li se pun cărcei, că dacă e consumator, nu cred. Lasă, că avea treaba lui. Avea anticărcel la el. Ultima oară când am fost la... Asta am experiență în domeniu. Da. Ultima oară când am fost la pescuit, acum vreo 12 ani, cred. 10-12. Am fost cu niște prieteni, cum se merge. S-a plecat la 3 dimineața, pe vremea aia nu făceam matinal și eram, eu nu mă trezeam înainte de ora 9 niciodată. Mm-hmm. Așa de vreme? 3 dimineața,
pe nu știu ce baltă de asta. Și... Domne, mergem să pescuim. Eu n-aveam niciun elde. Și nu v-a băgat clor în apă? Nu. Du-te, mă. Sportiv, tată. Și au pus aia, m-au dat mai încolo, dă-te mai încolo. Să nu ne agăți astea, să da, nu știu exact, ce. Corect. Și-au aruncat sculele fiecare, nu știu ce. Așa. Deja s-a făcut 5 jumate, 6. Până au terminat ei să se pregătească. Da. Dar ultima oară când am călcat. Dă să-ți fac și ție o lansetă, îmi zice unul dintre prieteni. Și mi-a făcut și mie o lansetă și mi-a tot să lansez. Uh-huh. Și eu când am lansat într-un cireș. Care era pe malul Bălții. El era la cireșe. Ai aruncat-o cu forță. Stai. Cireș în spate sau cireș în față? Cireș în spate. În spate, m-a agățat-o de copacul din spate. M-a înjurat fără să se repete. Unul a plecat de tot. S-a mutat 200 de metri mai încolo și a zis să nu mă apropii că îi stric alea. Da, corect. Și celălalt a zis, haide că o să ți-o descurc eu, dar lasă-mă puțin. Da. Asta a fost expresia. Mamă, eu eram și în ochi de somn și plictisit și mi-era și frig. Și m-am așternut, era un șanț pe marginea drumului. Adevărat. M-am pus acolo, m-am ghimuit, mi-am pus vestuța aia pe mine, m-am strâns-o la piept așa și am zis că stau numai puțin până îmi vine să-mi descurce aia. Și m-am trezit pe la 11. Că aia nu prinseseră absolut nimic. Deci am fost oricum foarte inspirat. Și am zis că nu mai calc. Era în șansă, te lingea o vacă. Se putea întâmpla. Am zis că nu mai calc, nu mai vreau să am de-a face cu pescuit. Cu sportul nu ăsta. E pentru mine. Da, mie mi s-a făcut rău de la biscuiți medicinali. La pescuit. A, la pescuit? Da, la pescuit. Biscuiți medicinali, foarte de mult, pe vremea comunismului, pescuiam pe baltă pe aici, prin Floreasca, pe undeva. Și foamea, nene, pe vremea aia era nenorocire, nu găseai nimic de mâncare. Și înainte am trecut pe la o alimentară, unde singurul lucru pe care l-am găsit cât de cât de mâncare în raftul ăla, erau niște biscuiți. Și am un pachet de biscuiți. Mamă, merg, biscuiții ăștia ca focul, cu niște apă, era și un izvor, de ăsta mai cu sulf, așa, cu țigări mărășești, și merg ca focul. Băi, și biscuiții erau foarte grei. I-am mâncat pe toți, un pachet întreg, cred că pachetul ăla avea jumătate de kil. 20 de biscuiți. Băi, și mi s-a făcut rău, nu mai știam de mine, adică se învârtea pământul, era nasol de tot, dar nu rău de la de foame, rău ca și cum aș fi fost otrăvit. Și în sfârșit mi-a venit ideea să citesc ce era pe pachet. Da, erau niște biscuiți medicinali, nu mai știu, aveau diverse metale în ei, magneziu, chestii, și scria că să mănânci unul, maximum doi pe zi, în interval. Și eu am mâncat 20-30 odată. Ai făcut overdose de biscuiți. Asta e foarte tare. Aventuri la pescuit, dacă aveți prieteni în dimineața asta, tableta noastră, dacă funcționează, este gata să vă primească funcționează, mesajele. Funcționează, funcționează. Dimineața asta, și am descoperit... De 0728 3D1 3D2 mesaje pe WhatsApp, audio, dacă vreți le dăm la următoarea intervenție, sau text, ce aventuri, peripeții și telefoane, de ce nu? 0372 069599. Toate mijloacele de comunicații pe noi în dimineața. Dar să nu-mi veniți cu de-aia că ați prins monstru și nu știu ce. Deci peripețiile astea conexe pescuitul. Și adevărate. Salutăm toți pescarii, vă mulțumim mult pentru mesaje. N-ai cum să faci treabă, deci am rugat pe oameni să ne trimită povești. Da. Au venit, sunt zeci de mesaje cu poze, cu monștri, da. Trofee, tot felul de cetățeni îngenunchiați cu câte un pești de la mare. Bă, dar unul n-ar fi venit cu ceva, știi, da, să arate să zice, am prins și eu unul mic. Hai să vedem ce am pescuit în dimineața asta, la mesaje mă refer. Ia. Da, mă, băieți, mă, mi-a amintit Luca de plecarea mea la pescuit de macrou, de cu seară cu băieții de la garaj. Doamne, eram deja matrafoxat, am ajuns pe baltă, am adormit deja, ei dădeau la pește, iar la ora 4 dimineața trăgea un coleg de-a meu de mine să mă trezesc că a început să tragă macrou. Haide, bă, haide că trage, haide să pescuim. A, ce, eu pe la ora 9 abia m-am trezit și am început să dau și eu. A fost o zi memorabilă. O zi bună vă doresc, Tino. Oricum se știe că macrou trage după 9. Deci chiar ai făcut foarte bine că te-ai odihnit până atunci. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața! Ce poveste ai? Am și eu o poveste cu săbuțărării mele. Așa? Am fost la o bată la pescuit. Pe seară au venit țânțarii. Ne-am așezat la un pahar de vorbă. Așa? Da. Lumina stinsă că erau țânțari lângă masa unde aveam omeală, unde aveam tot ce ne trebuie pentru pescuit. Așa. După ce am stat noi și am discutat și am povestit, la un moment dat soplul surorii mele a început să scuipe
să ignească, nu știam ce se întâmplă cu el. Într-un final ne-a spus, pusese vinul în paharul de viermuș și greșeală... Ma! Da, mă, dar aia sunt curați. Erau ținuți în mălai, nu? Viermușii. Mălai. A, da, așa, mălai. Ei sunt curați, săracii de ei. Bun, nu, nu vrei să-i mănânci de-aia. Da, dar neplăcuți. E o plăcere să-i bei. Așa, ai curați. Că... Credeți-mă că omul a scuipat, cred că, o oră. Mi-a ceva în senzație că între timp... Băi, va mânca momeala, mă. Da, ei au un proces de producție care începe prost. Naso, viermușii ăștia. Da, știu. Am încercat eu în spatele casei odată. Am pus niște salam și carne la soare ca să se facă viermuș. Asta da. A fost planul. Nu o să intru în... Pescare știu cum se face. Așa. Și am ieșit peste jumătate de oră să văd cum merge treaba. Ce a fost în capul meu, nu știu. Și după jumătate de oră nu mai era nicio bucată de salam. În schimb, serios. În schimb, am văzut un motan din vecin care se lingea pe pot pe garaj. Deci, cu viermușii tăi. Ca tot salamul. Mă, ce pleașcă! Ia să mai vedem. Bună dimineața. Am fost și noi ca toți oamenii la pescuit, încă trei prieteni. Da. Am cumpărat prăjini, n-am cumpărat lansete, că nu aveam. Undițe de trei, sunt foarte bune. Lansete. Așa. Și când am ajuns la pescuit acolo, după două minute, prietenul care căra prăjinile s-a împiedicat, a căzut ele și le-a rupt. Și vreo două ore așa am stat de am terminat berea care o aveam la noi și am plecat acasă. Doamne, să o bem, să nu ne cărăm cu ea înapoi. Adevărat, asta e foarte tare și au făcut treaba măcar. Tot am venit măcar bem berea. Da, păi da, oricum trebuia. Ce mai e? Povesti cu pescuială, mamă câte îs, foarte multe. Îs, îs, da. Am și una, dar acum care vine în minte, repede. Copil fiind, împreună cu fratele meu, de fapt cu frații, cu amândoi, am mers la pescuit, pe o baltă, undeva, tot în vas lui. Iar acolo ne-am pregătit noi, ne-am adus undițele, n-aveam nu știu ce undiță, aveam de-alea de botă de alun, nu știu ce. Bun, în sfârșit, aveam pregătit la noi niște sandvișuri făcute de mama, iar momeală, ce momeală să avem? Aveam ceva râme și făcusem o mămăligă. Că... În nebunia aia, ca să prindem pești, am văzut că tot prindeam și așa mai departe, sandvișurile le-am lăsat mai la depărtare așa de noi, că eram entuziasmat cu pește. După ce ne-am desmeticit noi și ne-a prins o foame, căutam sandvișurile. Când am noi seama, când ne mâncase un câine, nu mai aveam niciun sandviș, am luat doar șervețelele. Iar ce să mâncăm noi? Mămăligă. Mămăliga crapului a mâncat-o goală, așa, că era rupt de foame. Mămăligă cu ceva crocodușe. 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 Bine, dar mămăliga aia pentru crap să mai pune și miere în ea, adică nu e chiar o mămăligă. Cred că au dat cu mămăligă normală. Mă rog, deși aia se desface imediat. Da, trebuie să faci ceva la ea, că altfel se disolvă. Renandez pe vremuri în mămăligă. Renandez n-am auzit în viața mea. Dacă să țină... Nu cred că peștele mănâncă prenandez. Cred că în mămăligă? De... Da, cred că păi, în mămăligă nu cred că peștele mănâncă mămăligă cu prenandez. Cred că au râs de tine copiii când ți-au zis. Eu așa de în copilărie, adevărat. Da, deci când tot, te duci... Tot prietenii aia cu care ai fost? Da. Nu, nu. Luca, când te duci tu la pescuit ca să țină mămăligă, mă băiatule, să pui niște prenandez. Da, și aracet. Ce merge. Dacă dai la aracet... Aracetul se dizolvă în apă, nu e treabă. Vă salut. Marian din București sunt. Eram în armată, anii înainte de 90, 87, 88, și am primit concediu, cum se dădea pe vremea aia. Poate că ție. Și ce să fac, zic, hai să merg la pescuit. Mi-am luat scule într-o dimineață, m-am dus pe malul râului Ialomița și am început să studiez problema. La un moment dat vreau să arunc undița undeva mai... Mi se părea mie că acolo găsesc monstru. Și dintr-o dată s-a rupt malul cu mine, no, vreo 3 metri înălțime și m-am trezit în apă. Mi-am luat scule și am plecat acasă. Am și o experiență oarecum asemănătoare cu asta. Eram pe o baltă undeva pe lângă Fălticeni. Eram mai mic, cred că aveam 14 ani, 15 ani. Și eram cu, mă rog, un unghi, niște prieteni de ai lui, la pescuit. Și, și mie mi s-a părut că e un loc mai bun așa, la vreo 5 metri de mal. Am văzusem eu un soi de... nu știu cum să spun, o mini-insuliță, un bolovan mare pe care aș fi putut să stau pe balta aia și până acolo se putea ajunge din două, trei salturi.
că erau doi butuci care ieșeau din apă și o piatră albă pătrată. Și am sărit pe cei doi butuci și când am sărit pe piatra pătrată, era o bucată de BCA care plutea. Pur și simplu. M-am dus în apă până la gât, m-am spărat foarte tare și am plecat udluarcă prin jumătate de Fălticeni, m-am dus acasă. Deci observ că niciunul dintre noi n-a avut succes la pescuit. Nu, cred că cel mai mare pește pe care l-am prins a fost un crab de 1,5 kg. Crab oglindă. Da, Luca a prins un somn ca lumea. Da. În rest. Mulțumim pentru mesaje. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.